comunitate. În comunitate. Cu Răzvan Ursuleanu. Comunitate. Așadar, sau dragii, vreau să spun moșul, așa, o să vă rog să intrați și pe pagina de Facebook București FM, m-aș bucura să o și vedeți pe, pe invitată, nu doar să o ascultați, pe Carmen Bunaciu. Carmen, bine ai venit în emisiune! Bine v-am găsit! Înot în un sport absolut uh, superb. Uh, ți minte, în urmă cu uh, câteva săptămâni, săptămâni bune, când au fost prezenți uh, tot aici în studio, în emisiunea în comunitate, cei de la Federația Română de Polo, discutam despre o statistică pe care eu o să o reamintesc. Este una absolut îngrijorătoare și care ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru, uh, pentru toți părinții. Și anume că principala cauză de deces a copiilor în întreaga lume, principala, este în necul. Da. Nu bolile, nu cancerul, accidente de mașină, firește, există un procent din fiecare din nefericire, dar în necul este. Exact cum am spus înainte de a intra în legătură directă cu, uh, uh, cu Carmen și cu, și cu voi așa în mod oficial, am spus că și eu puteam să fiu și eu acolo în acest procent. Norocul meu mare a fost că unul din băieția de 8 ani da. a, a văzut că a dispărut copilul. Și ca să nu aibă ei probleme Să nu le scadă la purtare L-a scos afară, că altfel eram și eu acolo procentual deci, Și Carmen, nu mai era aici nu, nu, mai eram, da. nu mai era aici Și prezentai da. prezentai tu Carmen, bine ai venit încă o dată în emisiune Bine v-am găsit uh, Mulțumesc e cu mult pentru invitație Notul este Putem spune Clar și răspicat Acum este pe un trend ascendent datorită performanțelor din ultimii ani, începute, să spunem, de Robert Glință și preluate și continuate foarte frumos de David Popovic și colegii lui. Și sperăm ca un număr cât mai mare de copii să învețe să noate. Îți spuneam că sunt în creștere copiii care își doresc să noate și care doresc să facă performanță ceea ce este cu totul deosebit. În general am avut mulți copii și eu am învățat sute de copii să noate și uh, te bucur, te bucur alături de ei, uh, uh -huh. te bucur atunci când îi vezi, îi vezi că ei plutesc, nu mai au nevoie de aripioare, de colac, de... Scapă de frica de apă și se împrietenesc cu apa. Asta cred că este cel mai important. Și bravo părinților că înțeleg acest lucru, pentru că cei mici, bineînțeles că nu o să aleagă ei să vină la să vină la not. Numele pe care l-ai pomenit, eu aș vrea să vorbesc despre acest doi băieți dincolo de sportul în sine și de performanțelor. Atât glință cât și popovici pentru mine sunt un, ar putea fi, nu spun sunt, ar putea fi un model pentru generația lor din punctul de vedere al frazării, al respectului, băieții ăștia sunt impecabili, dincolo de bine crescuți, sunt extraordinari și eu cred că nu e o, nu e o întâmplare. În notul este unul dintre puținele sporturi care formează un organism, un corp, din toate punctele de vedere, inclusiv cel mental. Da, îți da, dau, îți dau acord, o, o siguranță pe tine, un mod de a vedea lucrurile, uh, un mod de a înțelege cum să-și gestionezi propriul corp, nu doar emoțiile, corpul, ci și emo -emo emoțiile. Da. Când, când, vreau să te întreb, când a fost, bine, lumea știe, dar poate nu știe toată lumea, uh, ai pățit vreodată așa, înainte să înveți să noți, să sari în apă și... Uh, la Sibiu am început la șapte ani cu profesorul Nicolae Dembițchi și a fost frumos, dar eu știu după câteva luni parcă îmi pierdusem interes, învățasem să not și părinții m-au încurajat și antrenorul de asemenea, astfel că la un an după ce am fost selecționată pentru un not am avut și primul concurs. Se numea Cupa Speranțelor Olimpice la Ploiești, în bazinul de la Vega și am urcat pe podium, atunci la 50 braț la 8 ani. Așa eram național, veneau copii din toată țara. Da, veneau copii din toată țara, aveam surorile mamei, erau la București, au venit în în Gașca, așa, au venit și părinții de la Sibiu și am avut o galerie și o surpriză uriașă când ne-am auzit numele să mă prezint la festivitatea de premier. Un copil, îmi amintesc că e motivat de un astfel de lucru și eu, țin eram mic și era să ratez premiul întâi la, în clasa a doua. Uh, și uh, pe ultimele, nu chiar pe ultima asta de metri, am învățat foarte mult pentru că eu vreau nu doar premiul întâi, ci și coroniță, că era premiul întâi și premiul întâi cu coroniță. Mm. Era ca un fel de 10 plus. Și am luat atunci, Mai mai și acum prin casă undeva coronița da. aia, atâția și atâția ani, dar uh, atunci a fost de cu atunci ți-ai dori mai mult să, fi să câștigi, să, să poți să, într-o competiție cinstită să-i pe alți copii? Da, a fost, a fost, ceva special pentru că erau foarte mulți copii, la fel cum se întâmplă și a, în anii mai recenți. Au crescut, a crescut numărul copiilor care participă în competițiile naționale. Sperăm că acest număr mare să se mențină și după 10-12 ani, pentru că trebuie să recunoaștem în notul durează să formezi un copil de la inițiere până la marea performanță undeva peste 10 ani. Și atunci intervine foarte mult antrenorul, părinții, să-l stimuleze pe acel copil, să-l stimuleze, nu material, să-l încurajeze și să îi fie alături. Vom discuta, dar foarte puțin. Pur și, nu, de fapt, o să vină câteva părări apropo de această strategie pentru sport aprobată de guvern. Este o strategie la modul, la modul general, să vedem uh, ce se întâmplă. Dar, din punctul meu de vedere, un lucru ar putea fi bun, dacă se va petrece, dacă se va produce, descentralizarea structurilor și bazelor sportive din structurile de stat, și finanțarea acelor federații care au obiective finale la jocurile olimpice și uh, paralimpice. Primul bă, subiect așa sau primul aspect sunt multe baze sportive din, uh, din țară care încă sunt în gestiunea statului și care sunt uh, absolut sau aproape abandonate. Uh, poate că ar exista oameni care ar dori să le preia, dar se lovesc de cadrul legislativ, s-ar debloca dacă s-ar întâmpla așa. Poate poate ar fi uh, investitori. Și apropo de finanțarea celor federații care au obiective finale la Jocurile Olimpice, păi notul are. Are, da. E pe loc fruntaș Federația de Natație și Pentatron Modern în ceea ce privește finanțarea, dar sigur, știm cu toții că nu este suficientă și contăm și pe sponsor, pe ajutorul sponsorilor, pe rectificări bugetare avem la sfârșitul anului, vom găzdui campionatele europene de seniori în Bazin Scurt, la Otopeni. Vă invităm încă de pe acum să ne fiți alături în tribune, în galerie și, sigur, și alte competiții importante de obiectiv care vor fi campionatele mondiale campionate europene de junior, campionate mondiale de junior, atât la not cât și la sărituri în apă și pentathlon modern. Cred că ar fi bine să precizăm sau să le precizăm părinților care se gândesc și bine ar fi să o facă la modul serios să-și să, să, să ducă copiii la, la not. Există trei tipuri de apă unde se poate nota. Se poate nota în mare, se poate nota în râu și se poate nota în, baziu, în bazin. Recomandarea este nu în mare și nu în râu, pentru că acolo sunt uh, elemente suplimentare de risc și chiar lângă părinte se poate întâmpla, râu curge, marea poate fi agitată și Curenți? te trezești curent și da. nu, nu acolo. nu Acolo Acolo copiii uh, sau tinerii, adolescenții pot nota doar după ce au trecut prin... Uh, totuși printr-o printr pregătire, nu doar să plutească, cu da. spune tu, ci ci într-adevăr să știe să note. Da, aminteai și de acea descentralizare. Cred că ar fi uh, bine pentru NOT, mă refer la NOT, că sunt reprezentant al da, not da. aici, uh, să crească numărul de bazine atât prin construirea de baze noi, ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, dar și prin uh, readucerea celor uh, părăsite, abandonate sau uh, care au început a fi construite și încă nu au fost uh, terminate. Reabilitar. terminate da. Reabilitarea lor pentru... Uh, vorbeam înainte de a intra în direct cu, cu Carmen Bunaci, invitată a emisiunii de astăzi. Uh, mi îmi aminteam că după una dintre primele performanțe ale Camelei Ipotec, despre ea știam că e după care uh, Invitata ta mi-a spus că ăla e un loc magic pentru, <laughs> pentru uh, noti și mi-am că, -a, bineînțeles, s-a dat la televizor, era vorba de, totuși, Olimpiadă, medalie olimpică și au venit autoritățile, toată lumea, toată, toată lumea cu funcție din Brăila, toți cu zâmbetul pe buze, uh, toți încercând să facă poze cu, cum se practică, cu camelia potec și atunci, după ce a oferit cheia orașului, S-a discutat imediat, desigur, sigur, desigur, de sigur vom începe să facem un bazin aici la Brăila care va purta numele Camel Ipotec pentru ca și alți copii și. na, adică e cuvintele obișnuite. Și atunci uh, spune că e în, e în, se construiește. Da, da. E bine. E bine. Nu sunt decât 20 da, de ani, ar, dar oricum. Ar fi grozav să, să și vedem în funcțiune. Este într-adevăr un loc deosebit Brăila, pentru că tot acolo s-a născut și s-a antrenat și Diana Mocanu, dublă campioană olimpică de la Sydney și Beatrice Cășlaru, dublă medaliată la, tot la Sydney, cu argint și cu bronz, în probele de mixt. Deci trei, trei dintre medaliate sunt de acolo, trei dintre campioanele notului românesc. Ce, e o mâncare specială acolo, specifică, ai aerul, ceva, da ceva trebuie ceva să fie. special că... Da, uh, bravo lor. Deci iată sunt nume și nume și nume care au dus să glorie sportului românesc și dincolo de acest lucru, care oricum este extrem de important pentru țara noastră, de câte ori apare un astfel de tânăr care vine cu o medalie pentru România, el automat generează uh, interesul uh, altor sute și mii de tineri care doresc au un model. La fel s-a întâmplat de fiecare dată. Și cu Hagi și cu Ivan Pațaichen, și cu Nadia, și cu Carmen Bunaciu, și deci numele acestea mari îi fac și pe cei mici să dorească. Și ce model mai frumos poți să ai în viață decât un sportiv care și iubește sportul și face și performanță. Când eram mic asta vreau să fiu. Deci, eu vreau să fiu unul, bine, eu vreau să fiu toți și Nadia, și deci toată lumea și Pațai, dar. Uh, cred că sunt cele mai frumoase uh, modele. Tu spune că au început să vină uh, copiii la not. Vreau să te întreb așa, nu știu, comparativ cu alte țări din ce știi, noi cum stăm în ceea ce privește numărul de bazine în care se poate înnota, dar nu tip strand, adică să, să fie oarecum un instructor, un antrenor acolo? Sunt o să... sunt bazine suficiente. Și... Niciodată cred că nu vor fi suficiente. suficiente la câte ar fi nevoie. Dar sunt și bazine de dimensiuni olimpice, cele de 50 de metri și cele didactice construite în mai multe zone din țară, unde vin copii și se, sunt instruiți, sunt pregătiți și sperăm să ajungă și în marea performanță. Poți foarte, să, fac o paranteză mă, aici, te rog? Foarte important este să învețe să nuate, așa cum, cum, spuneai, este ceva necesar. Poate odată trebuie să te arunci dintr-un avion, dintr-o barcă, dintr de pe un pod. Sau să salvezi pe sau cineva. Sau să salvezi pe cineva. Acela e momentul în care, dacă nu știi să noți ești... Nu salvezi pe cineva. Da, rămâi pe, rămâi pe uscat. Um, ai spus în două momente, firește, momentul acela în care un copil începe să afle despre not, să învețe să nuate, după care se poate face trecerea, dacă se dorește, spre către performanță. Și vorbim apoi de alta performanță, da. dar către performanță. Între aceste două repere, sau pentru un antrenor, că tu te-ai și de foarte mulți copii, de fapt antrenorul își dă seama, el își dă seama dacă există un potențial drum uh, sau nu. La not, cum, cum îți dai seama? Care ar fi reperele? De deci ce ei toți învață să nuate? Dar da. unii dintre ei doar vor merge mai departe. Da. Cum îți dai seama? Care sunt cei care se opresc și care da. sunt cei care merg nu mai știu, departe? În experiența mea m-am lovit, sau să spun, am constatat ceva curios. Cel care învață repede să nuate, abandonează mai repede. Cel care se chinuie și vine zi de zi și nu se lasă, e mai determinat, mai hotărât. Asta așa, îmi sună? Așa am simțit eu. Asta îmi sună, cred că putem. Extinde puțin, do nu doar la not. Cred că dacă înveți repede un lucru, pare a fi cumva ca să scapi de el să să-l bifezi. Îl faci repede, da. accelerezi puțin, da. treci prin toate, că dacă e metodic așa, pas cu pas și studiezi pagină cu pagină, te uiți, da. la vezi figura toate desenele, înseamnă că acolo materia aceea este și de da. și de viitor. Interesantă, da. uh, interesantă da. uh, constatarea asta, dacă cred că putem să o extindem cam la, cam la toate lucrurile. Um, Acum, dacă ne ascultă părinți care nu și-au dus încă copiii la, la not, bucureșteni, pentru că da. suntem București FM, deși interesul este firește național, în București ce, ce le recomand? Să caute cluburi private, să încerce să ia legătura cu federația de not? Cum, cum pot, o pot face pur și simplu? În București, datorită circulației, aglomerației, ideal ar fi să meargă la un bazin cât mai aproape de casă. Eu am fost o fericită, o norocoasă, că am început notul la Sibiu, unde distanțele erau foarte mici și nu era o problemă să mă duc singură la bazin, să mă întorc, era vorba de un drum de câteva minute pe jos. Dar în București, care devine tot mai aglomerat, cred că cel puțin pentru prima parte să, să căutați cât mai aproape de casă. Mai e bazinul acela din Sibiu? Mai este, da. E, Și chiar funcționează în sensul funcționează, acesta? De... Funcționează, a fost uh, renovat, uh, chiar am trecut pe acolo anul trecut. Și, din păcate, bazinul de 25 de metri care s-a construit după ce am plecat eu de la Sibiu, după ce am venit la Dinamo, este închis de câțiva ani și e păcat, pentru că și acolo era un centru important de not care ar fi avut nevoie de acel bazin pentru performanță și nu numai. Carmen, noi am vorbit despre și vom mai vorbi pe parcursul emisiunii despre prezent și despre viitor. Prezentul cumva poate fi observat, măsurat, despre viitor nu știm, dar putem să ne dorim, putem să presupunem, să estimăm și așa mai departe, dar n-aș vrea să scăpăm și uh, aceste momente uh, importante din trecut care de fapt înseamnă adunate istorie, că asta înseamnă istoria sportului, pentru că despre sport discutăm în această emisiune de vineri. Uh, am vorbit despre. Uh, ai povestit-o despre acel podium, primul, primul da. podium, dar acolo erau copii. Ăla era începutul. După care uh, lucrurile au căpătat amploare. Uh, și vreau să întreb, când a venit prima medalie internațională, a fost o bucurie mai mare decât aceea pe podiumul copiilor? Și, uh, da, dacă, evident că îți mai amintești. Când, când s-a petrecut? povestește ne te uh, S-a petrecut. Uh să zicem, la Balcaniada de seniori. Nu aveam încă 14 ani, să zicem că eram o junioră, așa, în care își puneau speranțe antrenorii și cei din federație. Și, deși nu eram încă o campioană de senioră a României, am fost selecționată pentru acel concurs și surpriza cea mare a fost că am câștigat. Am câștigat 100 de metri spate, mi-aduc aminte, cu 1, 11, 24. Țin minte acest uh, timp, pentru că părinții mei și ei foarte încântați au fost Bacaneada fiind în Grecia, la Salonic. Atunci când am revenit în țară, mi-au făcut ei o plachetă cu Carmen Bunaciu, campioană balcanică de senior la nici 14 ani o placetă care e păstrată cu mare drag în vitrina de trofee. Și uh, a, fost, uh, a fost ceva special pentru că, repet, nu eram nici campioană națională de junior, dar mi te câștigătoare la o competiție internațională. Și ți-a plăcut, și, că uite și ce ai plăcut după ce... Mi-a da. plăcut, mi-a plăcut foarte mult în anul următor... Uh, au fost campionatele europene de juniori, erau și Jocurile Olimpice de la Montreal, dar nu, nu am realizat baremul de participare, l-am făcut după ce Jocurile Olimpice au avut loc, eram și foarte mic. Montreal, în... 78. 76. 76, da, 76. Da. Da. Olimpiada da. Nadia. Da. Că și în 80 a fost la Moscova. 80 Moscova și 84 la Los, Los Angeles, Angeles da. cele două jocuri olimpice la care am participat și la care m-am clasat de fiecare dată pe locul 4. Da, da, prima medalie, da. mă uitam, Guayaquil, 1982, 200 metri spate, mm. a fost uh, prima medalie, mai luase cineva? Nu, no, nu. No. Nu mai luase nimeni? Nu mai luase nimeni, nu. Au mai fost finaliști... Uh, la edițiile precedente, mondialele au debutat în 73, apoi au fost în 78, unde am fost și eu la, în Berlinul de Vest, și apoi la Guayaquil. Erau la o distanță mare de 4-5 ani, erau campionatele mondiale, practic, ca și jocurile olimpice. Și ce mi -am amintesc apropo de, ce, de această primă medalie pentru, la un campionat mondial pentru România, mă -am amintesc ce spunea regretata Taina Duțescu, din punctul meu de vedere aici, cred că din punctul multora, cea mai mare alpinistă româncă, ea nu nu, nu mai este printre noi, și spunea că pentru orice alpinist traseul este mult mai ușor atunci când e cineva, un pionier care urcă și mai bate câte un piton pe aici, pe, uh, pitonează traseu da. cum se spune. După care tu vii, adevărat, cu scăriță, cu cordeline și așa da. mai departe, dar a fost acolo un om care s-a urcat el primul. E foarte importantă acea persoană, pentru că ea trage după ea și, și ca model și pentru faptul că iată că se poate. Pentru că de multe ori te gândești, nu avem noi acolo ce să căutăm, în e Nu, uite că se poate. Ciuda de Mexico, 1979. Universiada? La Universiada. A, și la 100 metri spate și la 200... N-a da. mișcat nimeni în front no. acolo. Deci ai luat aurul... Uh, deci, uh, și la 100 și la 200 de metri spate. Ca da. și la București, tot la universiadă da. 2 doi, doi ani mai uh, târziu. Și la Kobe, în 1985, tot la universitate aur la 100 de metri uh, spate. Tu, practic, într-un fel ai arondat Universia da, de... -a era da, arondat. da, da, am fost la... 79, 81, 83, 85, 4, 4 ediții. Am fost 10 medalii, am luat uh, 5 de auri. Și la Campionatele da. Europene, de asemenea, clasare pe podium și uh, 1977 la Ioncăping, sper că da. Am... da, da, așa, în uh, Suedia, da. da. La Split în 1981, la Roma în 1983, uh, în mod evident, uh, se obișnuise lumea notului cu, uh, cu prezența ta încununată de... Uh, de, de, de o medalii. Um, veneau copiii atunci să spună, vrem să fim Carmen Bunaciu? Cum, cum, no, cum, cum, cum no, fac stu, să da. fiu Carmen Bunaciu să iau și eu o medalii? Pentru că uh, televiziunea la vremea respectivă începuse să prezinte. Bine, cu totul era firește cu pentru faptul că partidul și așa și-a dat, altfel nu puteai să faci absolut uh, nimic, dar uh, se vorbea despre acești oameni, da. ceea ce era extrem de important când totul era închis hermetic. Uh, da, mi-aduc aminte chiar în 1982, după Mondialele din Ecuador, de la Guayaquil, uh, am fost uh, la o emisiune, la un interviu cu bunul foarte bunul prieten și regretatul Ivan Pațachi. Da, și cu uh, Sorin în care Satmari. și el, uh, din păcate, a murit. Și uh, a fost așa foarte frumos să uh, fim doi, uh, doi sportivi, doi sportivi, uh, doi dinamoviști, dar doi sportivi pentru România, în primul rând. Eu, deși nu sunt dinamovist, spuneam și în alte emisiuni, sunt rapidist, dar sunt rapidist pentru că acolo mă născui, maternitatea Giulești, nu puteam să dorm, că trecea galeria rapid, nu ai cum, adică acolo era obligatoriu pe calea griviției să fii rapidist, dar de câte ori am avut o legătură cu un sport, n a fost la rapid. Eu am învățat, sau am ajuns la not de performanță la Dinamo și o întrebam pe... Carmen, dacă auzit de uh, Manole Deșliu, antrenorul meu, și uh, sigur, tu ai spus sigur că da. Sigur da, că da. fost colegi pe bazin acolo. Da, sper, că, sper da. că mai trăiește și că este bine. El este uh, fiul unui poet foarte bun, uh, poet român Dan Deșliu, un poet de, de mare uh, talent. Și apropo, ca, uh, ce înseamnă soarta, uh, sau cum sunt câteodată lucrurile strani în acest univers în care trăim... Din ce mi-amintesc eu, Dan Deșliu s-a prăpădit pentru că a căzut în apă și. Nu, nu știu nu Da, știu că s-a da. lovit și a, fost, deci a avut o legătură cu apa, în condițiile în care Manol era antrenor de, de not. Cum îl vezi pe Popovici în continuare? Pur și simplu, speculăm. El pare a fi, ca persoană, nu da. mă refer ca notător, pare a fi un om extrem de echilibrat. Ma, mult mai matur decât vârsta, uh, dar care își gestionează viața, nu doar momentul, viața într-un într fel de, pe care doar adulți, nu, nici cei mai mulți dintre adulți da. nu uh, nu fac. Îl vezi ca o explozie de moment sau uh, un sportiv uh, de anduranță care multă vreme va fi uh, acolo unde e în alta performanță. El a crescut an de an, practic. Nu a apărut așa din neant. A fost campion, multiplu campion național la categoriile lui de vârstă, la juniori. Apoi succesele de la campionatele europene de juniori în vara în care apoi a luat și locul 4 la Jocurile Olimpice printre seniori. Într-adevăr, așa cum spui, este foarte matur și mie îmi place mult, am mai declarat, am multe de învățat de la el, felul în care își gestionează emoțiile, în care reușește să atragă copiii către sport și nu numai copii. El îndeamnă pe toată lumea să se îndrepte către orice fel de mișcare. Și este și foarte atras de evenimente caritabile, se implică... M-a impresionat, practic, și-a donat, am citit, medalia de aur de la campionatele mondiale, cea de la 200 de metri liber, a donat-o, a fost topită acea medalie și din ea s-au făcut 100 de fundițe care au fost dăruite copiilor care s-au vindecat de cancer. Deci, așa numai dacă am povestit și... M-am emoționat nespus de mult. Da. De no, te gândești de multe ori că dicționarul unei limbi atât de bogate cum este limba română nu cuprinde acele cuvinte care ar trebui adăugate, apreciative, care ar trebui da. adăugate la, la, astfel de, la un astfel de lucru pe care l-a făcut. Mie îmi place, aș continua puțin, îmi place foarte mult, mă uitam modul în care se prezintă la interviuri la interviuri, mai ales după ce are o performanță, câștigă o medalie, um, el reușește în același timp să vorbească și cu copiii, și cu adulții, dar și cu adolescenții, și cu publicul larg care da. nu are neapărat o treabă cu notul. Își gestionează foarte bine, nici nu pleacă, nici un pic de aroganță, ceea ce este pentru un sportiv în ziua de azi, puțin mai rar, uitați-vă la fotbaliști, sau la mulți dintre uh, fotbaliști, niciodată nu pare să fie pe ăsta, lucruri pe care le ai în tine, le poți învăța, trebuie să le ai și structural. Niciodată nu pare pe, pe picior de plecare, adică n-am timp de voi, că am o treabă aici de făcut, da. pentru că tu ca privitor ai un sentiment când îl vezi pe om, a câștigat aurul și uh, deja e acolo sus pe Everest, nu mai are timp să spună și ție. Uh, nici nu stă și lălă, ești exact să frazeze de deci ce este un model, aș spune, și pentru nici jurnaliști despre cum se realizează un interviu, nu doar pentru uh, sportivi. Uh, M-aș bucura și aici să fie considerat un, uh, un model. Era uh, uh, să spun copilul, acest distins domn chiar știe și ce face, dar și ce spune. Da. Și uh, este extrem de determinat, de hotărât, de dedicat îi țin pumnii cu mare, mare drag și încredere și lui și colegilor lui. Deocamdată este primul și singurul sportiv calificat pentru Jocurile Olimpice și să sperăm că va trage după el și alți români din multe alte sporturi. Vreau să întreb un lucru pe care foarte mulți români din multe alte sporturi nu-l <laughs> da, nu, nu înțeleg. Se întâmplă de foarte multe ori ca noi la junior sau la tineret, în foarte multe sporturi. Să avem vârfuri extraordinare, care câștigă în echipă sau individual, campionate, vin cu medalii, după care când se face trecerea la cei mari, acolo unii spun se pierd. Mie nu mi se pare că se pierd, ei sunt în continuare într-o evoluție. Dar de cealaltă parte, evoluția este mult mai rapidă. Ce explicație Au alt ar putea? Ritm. Fi? Au Mănâncă altceva, pregătirea e alta, cum, de ce? Nu poți să știi. Probabil că e și altfel pregătirea. Dezvoltarea este ceva unic pentru fiecare. Unul are un ritm mai rapid, altul poate nu reușește de la început să, să dea totul în, în bazin sau, mă rog, în cursa pe care o realizează. Și cred că și eșecurile până la urmă te, te întăresc. Și uh, ar trebui să te facă mai bun. Noi am vorbit foarte mult despre uh, părinți, despre copii, despre uh, publicul larg și de ce ar, trebui să fac... deci ar fi bine să facă acest lucru, să-și dea părinții copiii la anot. Dar aș vrea să ne întoarcem puțin așa în buclă, deși am mai discutat acest lucru, dar să ne întoarcem buc în buclă și să discutăm despre... Strategia românească în ceea ce privește, hai, nu sportul la modul general, pentru că vorbim aici de, de not. Cum ar trebui? Bine, într-o lume ideală în care da. să avem uh, un milion de bazine și. Dar uh, pentru, pentru România, în momentul acesta, chiar ce se poate face? Păi ce se poate face? Să continuăm ceea ce facem de ani de zile. Mă refer la uh, antrenori, la sportiv, la echipa federală la autoritățile locale să sprijine fiecare, după cum pot, activitatea sportivă din orașul lor și doar, deși notul este un sport individual, totuși doar într-o echipă putem obține rezultate. Locuri și oameni. Dacă locuri ar fi foarte reabilitate și Așa. special amenajate, Rămâne o componentă extrem de importantă. Oamenii care... specialiștii. Cum stăm acum? Apropo de antrenorii de, de not. Bănuiesc că cei mai mulți sunt foști sportivi care s-au apucat de, de continuă prin antrenorat. Da, așa Dar dacă locuri ar fi antrenori, sunt? Sau și aici avem... Uh... Sunt. Sunt antrenori pentru că există și... Uh... Nu doar studiile superioare, respectiv academiile de sport, ci și școlile de antrenori unde se formează specialiștii necesari. Avem școli de antrenori. Da există pentru, nu, antrenori da. La, pentru not. Da, da, da. Bun. Există o școală și cu mai multe ramuri sportive. Deci avem o generație viitoare. Da. Păi, asta e cel mai important lucru, măcar să ai perspectiva, măcar să există acel uh, proiect pe, pe, pe birou. Mm, și proiectele, contează mult și norocul. Pe un birou, un proiect se pot întâmpla două lucruri. Ori alunecă într-un sertar, sertarul e închis, Orea oricineva coș, alia Sau un coș. Și, sau un coș, oricineva alia și îl. Doamne, ajută să, să se realizeze, asta ar fi grozav și atunci. A probabil peste un an, după Jocurile Olimpice, ne vom putea revedea să discutăm despre medalile sportului românesc. Da, o să stăm și altfel pe scaune, așa, da. dacă vine cu un aur, <laughs> nu mai... Ia, cu totul altceva, adică o să stăm așa, rezema și o să... Nici nu mai vorbim, dar pur și simplu bem cafea și ne uităm așa, adică hai să fim serioși. Te. Da. S-a luat aurul, ce, 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 ar mai fi de spus la una ca asta? Carmen, mii de mulțumiri că ai, da. că ai fost la noi. Te mai așteptăm să vorbești despre acest extraordinar sport. Este frumos și vizual și să privești, mai ales că sunt atâtea stiluri. Fiecare dintre, dintre stiluri este superb în sine și să-l practici și să-l da. să să privești. Este și sport individual, atenție, dar și de echipă, pentru că există echipele de ștafetă. Deci, practic, în acest este la propriu, că tot vorbim de all-inclusiv. Deci notul este un sport all inclusiv și un, all nu e un fel de a spune chiar, are absolut tot inclus în această minunată, în această sticluță magică. Așa cum e bă, orașul Brăi, la un oraș magic da. și notul este un sport magic. Încă o dată mii de mulțumiri. Mulțumesc și Carmen. eu. mulțumesc că a fost foarte interesant. Cu mare drag să ne să vedem la mișcare da, da m-am temut că spui să ne revedem la Olimpiadă, că eu de avea urscările. Dar, da, da, să ne vedem, da. așa, așa, o să facem. Uh, Carmen Bunaciu uh, prezentă în emisiunea în comunitate la București FM pe 98,3. Uh, Împreună cu Carmen Răzvanul Suranu vă mulțumește vă, dragi prieteni, cei care, în primul rând, cei care ne uh, ascultați, pentru că v-ați petrecut timp alături de, uh, de, noi. Un weekend minunat. La La revedere. La revedere. Ba, ba.